potește cuvântului meu, dar cunosc și când omul să căiește. Și pentru că a ajuns la urechile mele cuvintele de căință și de recunoștință a unor suflete care la auzul sfaturilor dace și în panacomenadu și-o spâșiat inima și-o zis: Doamne, noi ne-am pătat veșmântul, noi n-am vegheat și în panacomenadu și am fost biruiți într-o parte și alta și vrășmașul i-o biruit și astăzi stăm înaintea ta ca unii care n-avem îndrăzneală să ridicăm capul în sus. Și-a zis în inima voastră: Doamne, zi un cuvânt și pentru noi la începutul acestei vremi și în panacomenados pe care ai vestit-o că nu va fi o vreme ușoară. Iată cuvântul care să dă cu privire la voi inimilor care ați intrat în starea de căință și de smerenie și în panacomenadose și de spâșierea inimii, care v-ați văzut starea și petele de pe veșmânt și a zis: vrem să fim curățiți, vrem să fim spălați, vrem să fim albiți. Iată, vi se întinde mâna! Iată, am hotărât o grațiere în dreptul celor care vin cu recunoștință și cu căință! Sângele meu are putere de curățire, de spălare! Șempanacomenados, dar cu o singură căință, șempanacomenados, să știți că nu vine izbăvirea și trebuie o hotărâre temeinică! De aceea vi să ziceți, vi să face grațierea, iertarea, tămăduirea, dar cu condiția să nu vă întoarceți din nou să vă tăvăliți în murdăriile voastre! Și în panacomenados și trebuie să ne-a hotărârea ca să-mi sluniți cu scumpătate! Și în panacomenados și de astăzi să țineți urma de neprihănire și eu îmi țin cuvântul! Nu-mi voi mai aduce aminte de nelegiuirile voastre! Nu-mi voi mai aduce aminte de fără de legile voastre! Vă voi curăți, vă voi sfinți și vă voi da putere să înaintați! De aceea înțelegeți că-i vremea în care șempanacomenados îmi îndrept mâna spre cei care scăzut și nu pot să se ridice și vreau să-i ajut! Da, amin! Poporule, vei vedea pe unii dintre cei căzuți că vor fi ridicați! Nu prin puterea lor și prin puterea mea, pentru că mi-au întins mâna de pace, eu le de mâna de ajutor și ne zic pace și împanacomenadul și izbăvire și salvare. Da, înțelegeți, parte care astăzi vi se vestește grațiere, eliberare și vindecare. Țineți-vă hotărârea dreaptă șempanacomenados și în felul acesta veți simți chiar din ceasul acesta izbăvirea, eliberarea și vindecarea. Amin, amin.